penultimul meci al etapei a doua din play-off-ul Ligii 1. Stă să înceapă aici în șoseaua Ștefan cel Mare. Iată două meciuri disputate într-un interval de 24 de ore pe stadionul Dinamo, după ce ieri am avut aici Clinceni Rapid. Radu, Ehman, Torje, Carp și Piere nu sunt în lot. Din câte am aflat de la echipa medicală a dinamoviștilor, toți sunt răciți. Ultima partidă directă disputată nu de mult aici a fost fix pe 1 martie, Dinamo Șepși 1-3. Pentru Golovka, Golovka, Golovka! Șutul este blocat de portar, sau mai degrabă șutul lui Golovka este fix în portarul Eșanu. Ocazie importantă pe care o are Șepși în startul partidei. Golovka reușește să se desprindă nu de un adversar, ci chiar de doi adversari, însă șutul este modest. Dar modest s-a apărat și Aloe. Aici mingea trece totuși ușor. Sunt trei victorii consecutive pentru formația aldereană. Interesant aici acțiunea cu pasa lui Matei și este o eroare chiar a lui Aganovici. E penalti. Nu, arbitrul dă simulare. Arbitrul dă simulare și avertisment. Este simulare și avertisment. E contact. Chiar dacă pe partea cealaltă de Moura este clar o improvizație. Gonzales. Pasa lui Gonzales. Golovka. Golovka! Șutul lui Golovka. Pe lângă poartă. Mingea trece mult pe lângă poartă. A fost atât de hotărât, de decis să șuteze, încât nu s-a mai gândit la alte variante. Și e mingea dinamoviștilor. Matei. Pasa lui Matei. Așa zis lung de linie. Irobiso. Ce frumos trece Irobiso de linia. Variante puține pentru Irobiso. Se întoarce cu stângul, șutul lui Robiso, minge respinsă de Nițui și cu dreptul mult, mult pe deasupra porții acest șut al lui Rodriguez, care până acum arătase mai multă calitate. ...7-2 este golaverajul celor două partide din acest sezon. Între cele două echipe. Matei, încă o fentă, scoate la Grădinaru, centrarea lui Grădinaru, acolo este Aganovici. Șutul lui Răuță, pe lângă poartă. Cu Dușan Uhrin pe bancă, Dinamo a reușit ultima victorie în fața lui Șepși. Dinamo este din nou cu întreaga echipă, acolo în preajma propriului careu. Niniai! Mingea este respinsă în afara terenului. Colțul mic al careului arată centralul Dima. Irobiso joacă fundaș central. Irobiso joacă practic în locul lui Patrichie. Morar a intrat, pentru că Morar joacă acolo în față, în sfârșit. Interesantă acțiunea, Matei! Ocazie imensă ratată de Dinamo, chiar dacă mingea n-a fost trimisă nici măcar spre poartă. Golovka, pasa lui Golovka pentru Lucasen, care cred că a plecat din propria jumătate de teren. Lucasen și Irobiso din această poziție de fundaș central. Irobiso, ce improvizații! Iată faza aici în reluare, depășită ușor. Defensiva formației ardelene. Incredibil cum nu iau și pașii aici. Nu i-au ieșit pașii lui Morar. Centrarea lui Gonzales. Mingea se duce pe lângă poartă. Pe lângă poartă. Tudorie. Cum a putut să dea pe lângă de acolo? N-a fost offside. Tudorie dă pe lângă poartă.